Nu știu cât se prinde pe cameră acest cer minunat, dar de la mine, de la balcon, arată foarte frumos. Este un roz din acela pudrat, așa, cu portocaliu. Și e frig. Și e frumos. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vă salut, este sâmbătă și ne-am trezit. Eu am trezit puțin mai devreme, dar nu chiar foarte devreme, ca în fiecare zi de săptămână, adică la ora 8. Nu prea mai am voce, cred că am răcit puțin și știu, mă doare și în piept și am așa o stare nu foarte bună. Afară este foarte, foarte ceață, am să vă arăt acum. Copiii sunt aici, se joacă și trebuie să facem curățenie în casă astăzi. După care vom avea, așa mi-am propus eu, vom avea să mergem la un eveniment. Este un eveniment organizat de școala de taekwondo, pentru că Matias merge la taekwondo, nu de foarte multă vreme, dar se organizează acest fest. Adică așa o petrecere de Crăciun cu toți copilașii și părinții și, și fraților și vom merge în seara asta să vedem despre ce e vorba și vă arăt acum ce trebuie să facem în casă până mai pe seară, trebuie să ne apucăm să facem curățenie pentru că e praiește în casă și încă n-am reușit să organizăm nimic, noi brad nu facem, poate că știți că anul acesta vrem să pornim către casă, către România, deci brad nu facem, așa că trebuie doar casa să o decorăm. Faceți acolo? Nu vă miorlăiți? Da, deci avem aici o grămadă de jucările Sofiei, cu bucătăria, trebuie să le organizăm, are și căruțul cu păpușica, cu păpușelele și cu cărți și cu de toate. Florile de acolo stau să fie puse aici, dar trebuie să fac curat să spăl geamurile, că e foarte murdar. Așa, Mati, ce faci, te joci? Da, mă, eu. Da, te tireze. Așa, canapeaua. Deci canapeaua trebuie să o reîmbrac în husa ei. Are o husă care se desface așa în două, pentru că s-a murdărit și după aia, uitați, am avut o pătură pusă și cu toate astea s-a murdărit. Au murdărit-o copiii, nu știu cu ce. În fine, trebuie să pun din nou husa pe canapea și cărți. Foarte multe cărți avem de aranjat, puțin de dat cu cârpa să luăm praful și pe aici jucării și pe acolo, pe după canapea, am decorațiuni de casă. Ia uitați ce aici! Căciul și de toate le-au desfăcut copilașii ăștia, dar imediat o să le punem în ordine. Aici avem Iuzanul lui Mati, care ele ne se ducă în camera lui. Avem un moș din ăsta foarte, un, cum se numește, vihtel, un pitic din ăsta foarte fain. Aici o cutie pregătită, e de la Shogun, dar este pregătită cu cadouri pentru acasă. E cutia de la Shogun, așa, și acolo avem piticuțul ăsta, care e foarte fain și se face mic și dacă îl tragi de căciuliță, se face și mare. Ia. De piticul nostru, care e lung, acum se face și mare. Și Amati, cum se face și mic? Și mic de tot! Doi pitici. Și ăla? Ia, arată-mi-l, ia vină încoace cu el, să vedem. E bebeu, da? Asta-i. Hai să facem curat, hai să ne apucăm să facem curat. Am plecat la fest. Am plecat la sărbătoarea care se face pentru copilașii aceștia de la taekwondo. Și Sofie spune bună! Bună! Am plecat pe jos, nu e foarte departe. Hello! Unde mergem? We're going by our fest.
Da, e greu. Facem 20 de minute până acolo și vă mai filmăm acolo. Nu v-am mai arătat de mult aceste blocuri. Nu am mai fost cu Matias la grădiniță de aia. Sportiv. Vezi? Hai, du-te la brăduț. Ia, spune ceva. Hai, spune ceva. Spune o poezie. Bravo! Ta-da! Bravo! Lola. Păi, dar nu în fața lui. Stai, stai lângă el. Lângă, dar ne... Ia. Ta-da! Repede, da? Da. Unde au fost? Ihr seid das Taekwondo-Orchester und Aikido-Orchester. Entschuldigung, wollte mich unter den Tisch fallen lassen. Ich bin euer Dirigent heute. Vreau să vă spun câte ceva despre aceste țevi, pentru că sunt practic țevi, efectiv niște țevi care, de plastic, care au câteva punctișoare colorate. Unele sunt verzi, roz, negre, depinde de mărime, cât de lungi sau scurte sunt, ca să putem cânta cu ele. Și domnul din imagine tocmai ne-a explicat că avem acolo un panou plin cu o foaie, numai cu puncte colorate. El a distribuit aceste țevi în toată sala, deci a fost un experiment social, un experiment de cântat, și ne-a pus să batem cu acele țevi în palmele noastre încât să se audă un anume sunet. Și a ieșit acest cântecel. Acum, Mati, ia uite, astăzi Matias a construit un iglu cu cineva, cu un prieten de-al lui, cineva? Și acum și altcineva li l-au stricat. Și acum am ajuns de la petrecerea noastră, unde Matias a fost, de la fest, și s-a oprit aici, în fața blocului, să mai construiască puțin din iglu. Da... Of, Mati, hai că vii mâine dimineață și mai construiești, da? Că acum e destul de frig afară. Hai, mergem în casă? Mergem? Oh, hai că mergem acasă și apoi eu dimineață venim și îl mai construim, că uite, mai sunt bulgării mari aici. Da? Hai. Da, Matias? Hai, stai acolo să-ți fac o poză, să ai amintire. Ia zi, ciiiiz! Sophie, vii și tu la poză? Bravo! Salutare, prieteni, din nou! Am ajuns acasă după festivitatea pe care a avut-o Matias și aici festivitățile nu sunt chiar așa ca la sărbările din România, cu, nu știu, cu fast și cu muzică și cu așa. A fost... Cum a fost, Mati? Relaxant, frumos, nu? Da! S-au adunat toți acolo și copiii și toate s-au jucat. A fost un extra joc pe... Da, au fost băuturile, sucuri și de toate au fost cumpărate de noi. Iar mâncarea a fost dată de ei, mâncare din asta bavareză, câte două bucăți de carne, de friptură, cu... Stai mai puțin.
cu un, cum se numește, cu o bilă din aia de-a lor. Cum se numește aia? Este așa o bilă. Ceva bavarez, așa ca și cartoful, dar nu e cartof. Și cu niște varză acră. Și astea nu au fost plătite, dar a trebuit să dăm cumva o chetă cât vrem noi și toată cheta asta se strânge pentru copii, pentru taekwondo, pentru această, cum să zic, pentru... Prefung? Nu pentru examen. Se strânge acolo pentru toți copiii care sunt la taekwondo, pentru că vor, ca la anul, să mergeți într-un parc de distracții. Prin martie, aprilie, mai vor să ia într-un parc de distracție. Da, Mati acum află. Și a venit Moș Nicolae. Eu o să vă las aici câteva filmulețe și o să vă mai spun așa pe parcurs ce... O să mai vorbesc așa pe parcurs, ori pe filmuleți, ori vă mai spun acum câte două, trei vorbe. A venit Moș Nicolae, le-a dat câte un dita mai... Nu, ăla de la Reve, da, am o poză, să ăstea mare așa. Da. Și acum haide să desfacem, am ajuns acasă, suntem înghețați, bobnă. Am înțeles. Dar vrem să desfacem pentru nu, ziua numărul 9. Sophie deja a desfăcut o zi oarecare, nu mai știu, la 22 ea deja a mâncat până să ne schimbăm noi. Deci ea nu mai primește nimic. Ea nu are ce să mai primească. Hai și să desfacem Matia să vadă ce este. Așa, și după aia eu. Da, iubita mea, dacă n-ai avut răbdare, iubito. Dacă tu nu mă desfac! La 20... Ei, Susu, la 22 o să-l primești pe noi. Pe nouă. Nu mai desfac! Nu mai desfaci, gata, deja nu mai desfaci. Hai să desfac eu, ia. Așa, și ia așa, să vedem ce e. Bă, nu așa, foarte... mami, uite așa. Sex. S-a topit ia toată ciocolata. Păi ce e? Este un fel de... Nu știu ce e ea. Un fel de... Acum am dat seama, este un... alergător. Nu, este un einhorn, parcă. Nu mai, Mati, este un cal și un om. Uite aici, capul și așa, care stă pe cal și aleargă. A, da! Uite. Omul și e cal. Nu, nu știu ce se vede. În fine, nu se vede foarte tare, dar asta este. Deci, să le arăt cu degetul. Uite. Le-am răspuns. Aici, eu am pe asta. Capul ia. Și calul. Bravo, uite, și eu am pe asta așa. Calul. Care Heta. Este? De ce pe lepte pe dar? Nu! Nu vrei? Să nu! Mușcă-ți un pic. Mm. Este cu o cremă de-aia. Da, e este foarte cu... bună. Este cu chestie, cremă de-aia. Mm-hmm. Care avem și noi. Mm. Hai să arăt un pic. Uite, bobonica asta de aici. Și care este? Uite așa. Are marțipan, jeleu și turtă dulce. Mm, foarte bun. Uite. Da, Sophie este într-o criză de nervi. Nu pot. Pa! Noapte bună! Noapte bună!